Iubiți mesageri ai cuvântului, ai scrisului, ai imaginei, iată-ne într-o zi potrivită când ne pregătim să primim cuvântul cel dumnezeiesc întrupat, să-l primim cu bucurie și cu dragostea cuvenită celor ce l-au primit, dar iarăși își înnoiesc inima și sufletul lor. Dacă orice zi de sărbătoare omenească, așa cum se spune, este o comemorare, ziua în care pruncul dumnezeiesc Iisus se naște în fiecare an, este o înnoire, nu este o comemorare. Și înnoirea praznicului acestuia este cu adevărat un moment de mare sărbătoare. Cuvântul care s-a întrupat este veșnic, dar s-a întrupat în timp ca să sfințească timpul și viața noastră, să le ducă în veșnicie. Astfel, sărbătoarea nașterii Domnului este o sărbătoare a familiei, o sărbătoare a dragostei, a păcii, a împăcării între noi, a iertării. Și se cuvine ca toți să gustăm din darurile acestei sărbători. Pruncul, iată, ne arată cum trebuie să fim. El se arată prunc, curat, nevinovat, înconjurat de îngeri, așa cum trebuie să devenim și noi. Mântuitorul are un cuvânt în care ne spune că trebuie să ne întoarcem să fim din nou ca pruncii. Altfel nu putem să intrăm în împărăția cea cerească a Tatălui. Din această pricină ne pregătim la această sărbătoare cu multă grijă, cu post, cu rugăciune, cu spovedanie, cu milostenie, cu dragoste și pace unii cu alții. Să fiți la aceste sărbători mesageri ai păcii, așa cum Dumnezeu și-a trimis îngerii săi pe pământ la nașterea Fiului Său ca prunc, iată și dumneavoastră sunteți niște trimiși ai bisericii noastre. Să duceți acest mesaj al pruncului dumnezeiesc în sufletele și în casele creștinilor noștri și a tuturor oamenilor. Pentru că, iată, noi avem aici și o comunitate islamică importantă și ei cred în pruncul Iisus și ei îl au pe pruncul Iisus, sigur, îl cinstesc așa cum îl cinstesc, dar cei mai mulți dintre cei din comunitatea turco-tătară chiar au împrumutat și păstrează obiceiurile creștine, pentru că în biserica noastră această dragoste, îmbrățișare și ospitalitate a celor ce conviețuiesc cu noi este o lege a firii noastre. Dragostea nu cunoaște margini, nu cunoaște discriminări de neam și de credință, dragostea îmbrățișează pe orice om, indiferent cum ar fi, de ce credință și etnie, pentru că toți sunt chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne cheamă pe toți la dragostea sa. Iubiți frați creștini și iubiți locuitori a ținutului nostru Dobrogean, iubiți români de pretutindeni, pruncul Iisus care se naște ne cheamă pe toți să fim în frățire, în dragoste și în unire. Să rugăm pe pruncul Iisus, așa cum a venit pe pământ cu acest mesaj al păcii și al înfrățirii, să ne înfrățească și în acest an la sărbătoarea înnoirii
sărășluirii sale după naștere în peștera din Betleem, în neslea cea curată, cum spune colindul, și curată să fie și ieslea sufletului nostru. Să aveți în familie pace și bucurie, să aveți în casă bucate din care să vă destulați, să aveți colinde și cântări, să se unească familia. Și pentru că sărbătoarea este cu lumină, lumina să vă însuflețească, credința să strălucească, dragostea să se împlinească și nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu să crească. La mulți ani, Crăciun cu bucurie și pace și unire tuturor!